Cei doi soți care au fost loviți aseară de o mașină pe o trecere de pietoni de pe strada Calea Urheiului din Chișinău se află în stare gravă la reanimare. Unul dintre ei este în comă de gradul 4. Potrivit poliției, șoferul responsabil de accident nu era în stare de ebrietate. Acesta la fel a fost transportat la spital fiind în stare de șoc. Potrivit medicilor, cei doi soți în vârstă de 64 și 68 de ani au suferit fracturi grave la baza craniului. Acum ambii sunt la reanimare în stare gravă la spitalul de urgență. Șoferul, care este din Hâncești, a fost externat deja. El a suferit un șoc puternic. Accidentul a avut loc aseară după ora 20. S-a comis un accident rutier, tamponare, automobil Volkswagen Passat a tamponat doi pietoni. Potrivit martorilor, când soții au fost luați de echipa de pe ambulanță, abia mai respirau. Erau chiar la mijloc. Trecere aproximativ, nu m-am auzit când s-a tamponat. În rest, nimic. Dar când m-am întors, de acum eram la pământ. Șoferul care conducea un Volkswagen nu era în stare de ebrietate, iar trecerea de pietoni pe care s-a produs accidentul este foarte slab iluminată. Dacă acesta va fi găsit vinovat, el ar putea petrece următorii 7 ani după gratii.